Cardiomiopatiile Cardiomiopatiile reprezintă un grup de boli ale miocardului care afectează funcția mecanică sau electrică a inimii. Societatea Europeană de Cardiologie a elaborat un sistem de clasificare în concordanță cu diferențele morfologice și funcționale. Cardiomiopatia hipertrofică, cardiomiopatia aritmogenă, cardiomiopatia dilatativă, cardiomiopatia restrictivă și neclasificate. Pacienții pot fi divizați mai departe în subtipurile familiale, genetice și non-familiale. Cardiomiopatia hipertrofică include un grup de afecțiuni ereditare care produc hipertrofia miocardului în absența unei cauze alternative, exemplu stenoză aortică sau hipertensiune arterială reprezintă cauza cea mai frecventă de moarte subită cardiacă la tineri și afectează 1 din 500 de locuitori. Cele mai multe cazuri sunt autozomal dominante familiale și sunt cauzate de mutații ale genelor care codifică proteine sarcomerice. Cele mai frecvente cauze de cardiomiopatie hipertrofică sunt mutația lanțului greu al beta-miozinei MYH7 și mutația proteinei C de legare a miozinei. 3 Există mutații ale proteinelor non-sarcomerice în genele care controlează metabolismul cardiac și care determină apariția bolilor de depozitare ale glicogenului. boala danon, boala pompe și boala Fabry Acestea cauzează hipertrofie cardiacă, care este dificil de diferențiat din punct de vedere ecocardiografic de cardiomiopatia hipertrofică ereditară. Tablou clinic. Cardiomiopatia hipertrofică se caracterizează prin hipertrofia miocardului, care afectează frecvent septul interventricular, respectiv prin dezorganizarea miocitelor, și a miofibrilelor cardiace. Aproximativ 25% dintre pacienți prezintă obstrucția dinamică a tractului de ejecție al ventricolului stâng. Aceasta este cauzată de acțiunea combinată a hipertrofiei ventriculare stângi, a mișcării sistolice anterioare a valvei mitrale și ejecției ventriculare rapide. Caracteristicile clinice și morfologice relevante ale bolii variază în concordanță cu mutația genetică subiacentă. De exemplu, hipertrofia marcată apare mai frecvent în mutația lanțului greu al beta-miozinei, în timp ce mutațiile troponinei T se asociază cu hipertrofie ușoară, dar cu un risc crescut de moarte subită cardiacă. Hipertrofia ventriculară poate fi absentă anterior adolescenței, ceea ce face dificil diagnosticul la copii. Cardiomiopatia hipertrofică, cauzată de mutația proteinei de legare a miozinei, poate să nu se manifeste până la decada a șasea de viață sau mai târziu. Simptome Multe cazuri sunt asimptomatice și sunt detectate prin screening familial al unei persoane afectate sau printr-o examinare EKG de rutină. Pot apărea durerea toracică, dispnea, sincopa sau presincopa, de obicei de efort, aritmiile cardiace și moartea subită. Moartea subită cardiacă poate apărea la orice vârstă. Însă, rata cea mai înaltă, până la 6% pe an, apare la adolescenți sau la adulții tineri. Factorii de risc ai morții subite sunt discutați mai târziu. Dispnea se produce din cauza relaxării alterate a miocardului sau a obstrucției tractului de ejecție al ventricolului stâng, care apare la unii pacienți. Cavitatea ventriculară rămâne redusă în dimensiuni până în stadiile tardive ale bolii, când se poate produce o dilatare progresivă. Dacă un pacient dezvoltă fibrilație atrială, adesea există o deteriorare rapidă a stării clinice din cauza pierderii contracției atriale și a tahicardiei, care duc la creșterea presiunii atriale stângi și la edem pulmonar acut. Semne Pulsație apicală dublă Contracție atrială puternică care produce zgomot cardiac 4 Puls carotidian sacadat cauzat de ejecția rapidă și de obstrucția bruscă a tractului de ejecție al ventricolului stâng în timpul sistolei. Suflu sistolic de ejecție, cauzat de obstrucția tractului de ejecție al ventricolului stâng în telesistolă. Acesta poate fi amplificat prin manevre care scad post-sarcina, cum ar fi ortostatismul sau manevra valsalva, și diminuat prin manevre care cresc post-sarcina și întoarcerea venoasă, precum poziția gemuită. Suflu pansistolic cauzat de regurgitare mitrală. Secundară mișcării anterioare sistolice a valvei mitrale anterioare. Zgomot cardiac 4 dacă pacientul nu este în fibrilație atrială. Investigații Anomaliile EKG din cardiomiopatia hipertrofică includ hipertrofia ventriculară stângă, Modificări de segment ST și de undă T și unde Q patologice, în special în derivațiile inferolaterale. De obicei, ecocardiografia are rol în diagnosticarea bolii. În cardiomiopatia hipertrofică clasică, există hipertrofie ventriculară stângă asimetrică, care implică septul mai mult decât peretele posterior mișcare sistolică anterioară a valvei mitrale și un ventricul stâng care se contractă puternic. Cu toate acestea, poate fi observat orice tipar de hipertrofie, incluzând hipertrofia concentrică și cea apicală. IRM cardiac poate detecta atât hipertrofia cât și fibroza miocardică anormală, și poate diferenția cardiomiopatia hipertrofică de cardiomiopatiile infiltrative. Analiza genetică, acolo unde este disponibilă, poate confirma diagnosticul și poate furniza informații prognostice pentru pacient și rude. Tratament. Strategia terapeutică a cardiomiopatiei hipertrofice. Include tratamentul simptomelor și prevenirea morții subite cardiace la pacient și la rudele acestuia. Factorii de risc ai morții subite sunt hipertrofie ventriculară stângă masivă peste 30 mm la ecocardiografie, istoric familial de moarte subită cardiacă sub 50 de ani. Tahicardie ventriculară nesusținută la monitorizarea Holter de 24 de ore, sincopă inexplicabilă în antecedente, răspuns anormal al tensiunii arteriale la efort, răspuns plat sau hipotensiv. Prezența acestor factori de risc cardiaci este asociată cu un risc crescut de moarte subită. Cadranul 30.52 Cauzele morții subite cardiace Boală coronariană Aici sunt incluse Infart miocardic acut STEMI Cardiopatie ischemică cronică Stare postchirurgie de bypass coronarian Stare post-resuscitare cu succes pentru stop cardiac Anomalie congenitală a arterelor coronare, embolism coronarian, arterită coronariană, boală cardiacă non-coronariană, care include cardiomiopatie hipertrofică, cardiomiopatie dilatativă, ischemică sau idiopatică, cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept sindrom QT lung congenital, sindrom Brugada, boală valvulară, stenoză aortică, prolaps de valvă mitrală, plus minus endocardită infecțioasă, boli cardiace congenitale cianogene, precum tetralogie falo, transpoziție de vase mari, boli cardiace congenitale fără cianoză, precum defect septal ventricular, persistența de canal arterial. Pacienții cu doi sau mai mulți factori de risc trebuie evaluați pentru implantare de ICD. Când riscul este mai mic, amiodarona este o alternativă potrivită. Durerea toracică și dispnea sunt tratate cu beta-blocante, verapamil sau ambele. O alternativă de tratament este reprezentată de disopiramida, dacă pacienții au obstrucție la nivelul tractului de ejecție al ventricolului stâng. La unii pacienți cu obstrucție semnificativă la nivelul tractului de ejecție și simptome, este necesară implantarea unui stimulator bicameral. Ablația cu alcool. Nechirurgicală a septului pare să aducă rezultate bune în reducerea obstrucției tractului de ejecție și îmbunătățirea ulterioară a capacității de efort. Această procedură prezintă riscuri, incluzând dezvoltarea unui bloc atrioventricular complet și a infartului miocardic. Uneori, Poate fi indicată rezecția chirurgicală a miocardului septal. Vasodilatatoarele trebuie evitate, deoarece pot agrava obstrucția tractului de ejecție al ventricolului stâng sau pot cauza hipotensiune refractară. Cardiomiopatia aritmogenă sau cardiomiopatia aritmogenă de ventricol drept. Cardiomiopatia aritmogenă este o boală ereditară rară, 1 la 1000 până la 5000 de locuitori, care afectează predominant ventricolul drept prin înlocuirea grăsoasă sau fibrogrăsoasă a miocitelor, ceea ce conduce la dilatare segmentară sau globală. Afectarea ventricolului stâng a fost raportată în până la 75% din cazuri. Înlocuirea fibrogrăsoasă conduce la aritmii ventriculare și risc de moarte subită în stadii precoce și la insuficiență ventriculară dreaptă sau biventriculară în stadiile avansate. Cardiomiopatia aritmogenă, autozomal dominantă, a fost asociată cu mutații ale genelor, care codifică proteinele desmozomale, Acestea sunt receptorul de rianodină RYR2 cardiacă, responsabil și pentru tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică TVPC, desmoplachina, placofilina 2 și mutații care alterează secvențele regulatorii ale genei TGF-beta. Există două forme recesive, boala Naxos, asociată cu keratodermă plantară și părlinos, care se datorează mutației placoglobinei joncționale și sindromul carvajal, care se datorează mutației desmoplachinei. Tablou clinic Cei mai mulți pacienți sunt asimptomatici. Simptomatologia poate include aritmie ventriculară simptomatică, Sincopă sau moarte subită. Ocazional, se poate manifesta cu simptome și semne de insuficiență ventriculară dreaptă, deși acestea sunt mai frecvente în stadiile tardive ale bolii. Unii pacienți pot fi detectați prin screening familial, deși aspectul morfologic al ventricolului drept este frecvent normal în ciuda unor aritmii cardiace semnificative. Investigații și diagnostic EKG-ul este de obicei normal, dar poate arăta inversarea undelor T în derivațiile precordiale corespunzătoare ventricolului drept, V1, V3. Potențiale de amplitudine mică la terminarea complexului QRS, unde epsilon Pot fi prezente, respectiv poate fi observat uneori bloc complet sau incomplet de ramură dreaptă. Electrocardiograma cu semnal mediat poate indica prezența potențialelor tardive și depolarizarea întârziată a celulelor musculare individuale. Monitorizarea Holter EKG de 24 de ore poate demonstra extrasistole frecvente cu origine în ventricolul drept sau episoade de tahicardie ventriculară nesusținută. Ecocardiografia este frecvent normală, dar în cazuri mai avansate poate vizualiza dilatare de ventricul drept și formare de anevrisme. Poate fi prezentă dilatarea de ventricul stâng. Ireme cardiac Poate evalua ventricolul drept cu mai multă acuratețe și, în unele cazuri, poate demonstra existența infiltrării fibrogrăsoase. Este posibil ca testarea genetică să devină în viitor gold standard. Diagnosticul clinic se stabilește utilizând criteriile grupurilor de lucru, care includ anomalii structurale ale ventricolului drept, și ale tractului de ejecție al ventricolului drept, dilatare, mișcări parietale anormale pe ecocardiografie sau IRM, înlocuirea fibrogrăsoasă a miocitelor la biopsia de țesut miocardic, anomalii de repolarizare și de conducere pe EKG de repaus sau pe EKG-ul cu semnal mediat. Tahicardie ventriculară sau extrasistole ventriculare frecvente pe monitorizarea Holter EKG per 24 de ore, istoric familial de cardiomiopatie aritmogenă la o rudă de grad 1 sau 2, moarte subită prematură sub 35 de ani cauzată de cardiomiopatia aritmogenă. Tratament. Beta-blocantele. Reprezintă tratamentul de primă linie pentru pacienții cu aritmii neaminințătoare de viață. Amiodarona sau sotalolul sunt utilizate pentru aritmii simptomatice, iar aritmiile refractare sau aminințătoare de viață necesită implantare de ICD. Ocazional, transplantul cardiac este indicat pentru o aritmie netratabilă sau insuficiență cardiacă. Cardiomiopatia dilatativă are o prevalență de 7-12 cazuri la 100.000 de locuitori și este caracterizată prin dilatarea cavităților ventriculare și disfuncție sistolică cu grosime parietală prezervată. Cardiomiopatia dilatativă familială este predominant autozomal dominantă și poate fi asociată cu peste 20 de loci și gene anormale. Multe dintre acestea sunt gene care codifică proteine miocitare citoscheletale sau pe cele asociate acestora, distrofina în cardiomiopatia X-linkată, actina, desmina, troponina T, lanțul greu al beta-miozinei, sarcoglicani, vinculina și lamin A per C în cardiomiopatia dilatativă autozomal-dominantă. Multe dintre aceste mutații se asociază și cu alte caracteristici, precum miopatia scheletală sau boala sistemului de conducere motiv pentru care se diferențiază de majoritatea cazurilor de cardiomiopatie dilatativă. Cardiomiopatia dilatativă sporadică poate avea cauze diverse. Miocardită, cu virus coxachie, adenovirusuri, eritrovirusuri, HIV, bacterii, fungi, micobacterii, paraziți, precum boala Chagas, Substanțe toxice, alcool, chimioterapie, metale precum cobalt, plumb, mercur, arsen, boli autoimune, boli endocrine, boli neuromusculare. Tablou clinic Cardiomiopatia dilatativă se poate manifesta prin insuficiență cardiacă, aritmii cardiace tulburări de conducere, evenimente embolice sau moarte subită. Evaluarea rudelor pacienților cu cardiomiopatie dilatativă permite identificarea bolii în stadii precoce, asimptomatice, înaintea apariției complicațiilor. Evaluarea clinică trebuie să includă istoricul familial și evaluarea arborelui genealogic atunci când este cazul. Investigații EKG-ul poate demonstra modificări difuze, nespecifice de segment ST și undă T, tahicardia sinusală, anomaliile de conducere și aritmiile, de exemplu fibrilație atrială, extrasistole ventriculare și tahicardie ventriculară, pot fi de asemenea observate. Ecocardiografia evidențiază dilatarea ventricolului stâng și sau drept cu funcție contractilă globală redusă. IRM cardiac poate pune în evidență alte etiologii ale disfuncției ventriculare stângi, de exemplu infart miocardic în antecedente sau poate arăta fibroză miocardică. Angiografia coronariană sau angiografia coronariană prin CT trebuie efectuată pentru excluderea bolii coronariene la toate persoanele la risc, în general pacienții peste 40 de ani sau mai tineri, dacă sunt prezenți factori de risc sau sunt simptomatici. Biopsia nu este indicată de rutină, în afara indicațiilor medicale specifice. Tratament. Abordarea acestor pacienți constă în tratamentul general al insuficienței cardiace cu opțiunea de terapie de resincronizare cardiacă și ICD la pacienți în clasă funcțională NIH 3 și 4. Transplantul cardiac este recomandat în cazul unor pacienți. Non compactarea ventriculară stângă. Este asociată cu un aspect spongiform al ventricolului stâng. Boala afectează predominant segmentele apicale ale ventricolului stâng și poate fi asociată cu anomalii congenitale cardiace. Non-compactarea ventriculară stângă este diagnosticată prin ecocardiografie, IRM sau angiografie de ventricul stâng. Istoricul natural, nu este cunoscut pe deplin, dar include insuficiență cardiacă congestivă, tromboembolism, aritmii cardiace și moarte subită. Au fost descrise cazuri familiale și spontane. Cardiomiopatia restrictivă primară non-hipertrofică În această afecțiune rară, ventriculii au un volum normal sau scăzut. Există dilatare biatrială, grosime parietală normală, valve cardiace normale și umplere ventriculară alterată cu profil restrictiv, dar cu funcție sistolică apropiată de cea normală. Bolile asociate cu această formă de cardiomiopatie sunt amiloidoza cea mai frecventă, sarcoidoza, endocardita Löffler și fibroza endomiocardică. În cazul ultimelor două boli, există fibroză miocardică și endocardică, asociată cu eozinofilie. Forma idiopatică de cardiomiopatie restrictivă poate fi familială. Tablou clinic Pacienții cu cardiomiopatie restrictivă pot acuza Dispnee, fatigabilitate și simptome datorate complicațiilor embolice. La examenul clinic se decelează puls venos jugular accentuat cu colaps diastolic, semnul lui Friedrich, și presiune venoasă crescută în inspir, semnul lui Cusmaul. Hepatomegalie, Ascită și edeme de clive. Pot apărea zgomote cardiace 3 și 4. Investigații. EKG-ul poate evidenția complexe QRS microvoltate și anomalii de segment ST și de unde T. Ecocardiografia evidențiază îngroșare miocardică simetrică și frecvent o fracție de ejecție normală. Însă, umplerea ventriculară este alterată. La pacienții cu amiloidoză, miocardul apare strălucitor în mod tipic, cu îngroșare radială absentă, modificări evidențiate prin aspectul caracteristic de șine de tramvai, evidențiat la ecocardiografia în mod M. IRM cardiac poate vizualiza fibroză miocardică anormală în amiloidoză și sarcoidoză. Cateterismul cardiac și evaluarea hemodinamicii poate facilita diferențierea între cardiomiopatia restrictivă și pericardita constrictivă, cu toate că poate fi necesară o încărcare folemică prealabilă. Biopsia endomiocardică este frecvent utilă în această patologie, spre deosebire de alte cardiomiopatii, și permite stabilirea unui diagnostic specific, cum este amiloidoza. Tratament. Nu există tratament specific. Trebuie tratată insuficiența cardiacă și manifestările embolice. Transplantul cardiac este necesar în unele cazuri severe, în special în variantele idiopatice. Totodată, pacienții cu amiloidoză cardiacă au un prognostic mai grav decât cei cu alte forme ale bolii și amiloidoza reapare des după transplant. Transplantul de ficat poate fi eficient în amiloidoza familială datorită producției de prealbumină mutantă și poate conduce la reversibilitatea anomaliilor cardiace. Cardiomiopatii dobândite Cardiomiopatia de stres, tacoțubo sau vas de prindere a calacatiței sau sindromul de balonizare apicală. Pacienții cu această patologie se prezintă de urgență cu durere toracică și dispnee, care se asociază cu modificări EKG și biomarcări cardiaci, reacționați la fel ca și în cazul unui infart miocardic acut. Angiografia coronariană diagnostică decelează tipic artere coronare neobstruate cu achinezie caracteristică a segmentelor medioventriculare și apicale ale ventricolului stâng, pe ventriculografie sau ecocardiografie, asociată cu o funcție prezervată a segmentelor bazale. Mecanismul fiziopatologic este incert, dar boala pare să se datoreze unui exces tranzitor de catecolamine vasospasmului coronarian, anomaliilor microcirculației coronariene și hipertrofiei septului bazal. Sindromul este mai des întâlnit la femeile de vârstă medie. Cazurile severe se pot prezenta cu șoc cardiogen și edem pulmonar. Pacienții cu un gradient ventricular stâng semnificativ, Pot răspunde la beta-blocante care trebuie administrate cu prudență. Recuperarea completă a funcției cardiace survine de obicei în 4-6 săptămâni, dar pot exista recurențe. Cardiomiopatia peripartum Această patologie rară. Afectează femeile aflate în ultimul trimestru al sarcinii sau în primele cinci luni postpartum. Se manifestă ca o cardiomiopatie dilatativă. Este mai frecvent întâlnită la femeile obeze, multipare, cu vârsta peste 30 de ani, și este asociată cu preeclampsie. Aproape jumătate din paciente vor recupera funcția cardiacă în șase luni, dar, în unele cazuri, se poate dezvolta insuficiență cardiacă progresivă și chiar moarte subită. Tahicardiomiopatia Perioade lungi de tahicardie supraventriculară sau ventriculară conduc la cardiomiopatie dilatativă. Cardioversia și ablația pot fi necesare pentru restabilirea ritmului sinusal și recuperarea funcției cardiace. Sper că ți-a fost de folos și succes la învățat!